Vă salut din nou, iată-ne din nou împreună, Domnul să vă binecuvânteze. Dragii mei, am făcut un live în urmă cu ceva timp, nu de mult, despre apelul acesta de a evita să publicăm pe internet toate problemele interne pe care noi le avem sau supărările pe care le avem pentru că nu ne fac bine nici nouă, nici lucrările lui Dumnezeu. Și m-am trezit cu o critică din partea lui Andrei Croitoru în care ia vorbele mele, le scoate din context, le transformă și am urmărit toată transmisia lui și sunt sincer dezamăgit de sinceritatea cu care el abordează lucrurile și în acest material vreau să fac o clarificare și să-i dau și câteva recomandări fratelui Andrei Croitoru și zic Dumnezeu să-l ajute să intre pe drumul cel bun, pentru că Dumnezeu poate să-l folosească și într-un mod constructiv și Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Deci, așa cum am spus, în urmă cu ceva timp, nu de mult, am făcut un live pentru că am considerat că e un moment potrivit să apelăm la înțelepciunea fraților, la momentul acela de sinceritate al fiecărui om care dorește binele lucrării și să evităm, Domnule. Ne certăm, ne despărțim, ok, ne despărțim, dar hai să o facem în pace, hai să o facem în liniște, hai să nu aruncăm pe internet răzbunări, supărări. Eu în live-ul în care am făcut nu-l acuz nici pe fratele Alin Jivan, nici pe fratele Florin Ianoviș, nu țin nici cu unul, nici cu altul, ci caut să fac un apel ca în viitor să nu mai facem astfel de ieșiri, că prea adesea am văzut că se fac astfel de ieșiri. Andrei Croitoru a luat materialul meu și pentru a-și face și dumnealui vizualizări a dat câteva interpretări greșite și deviate de la adevăr și de la subiect și de aceea vreau să dau câteva explicații după ce am urmărit materialul lui. În primul rând, îl contrazic când spune că viziunea este dată de Biblie. Da, viziunea generală este dată de Biblie și în Biblie există viziunea lui Dumnezeu pentru biserică, dar există și o viziune locală pentru fiecare biserică. Fiecare biserică trebuie să aibă o viziune generală care este dată de Biblie, da, să aducă suflete la mântuire, să crească spiritual și să se închine, dar există și viziunea locală. Cum bună oară biserica din Dublin, Biserica Betania, au primit viziunea locală de a construi un locaș. Alții primesc viziunea locală de a ajunge la o comunitate, de a scrie Biblia nu știu ce limbă. Există o viziune biblică dată tuturor bisericilor și există o viziune locală care se naște în inima liderului. De ce spun în inima liderului? Pentru că dacă liderul a plantat biserica, el are pregătirea necesară, lui Dumnezeu i-a vorbit de ce face lucrarea și ce așteaptă de la el pe plan local. Deci în sensul acesta m-am referit la viziune. Acum tot ca și un răspuns la devierile pe care le are fratele nostru, este că există mai multe tipuri de conducere bisericească. Există tipul de conducere printr-un grup de prezbiteri, așa sunt formate bisericile creștine după Evanghelie și tot respectul pentru tipologia aceasta de conducere și există și tipologia de conducere, care este și aceasta biblică, păstor, comitet, adunarea generală. Și această tipologie o găsim în cazul în care Pavel l-a pus pe Timotei păstor în Efes. N-a zis un grup de frați sunt păstori, ci pe Timotei l-a pus păstor. În Vechiul Testament, Dumnezeu l-a pus pe Moise conducător peste poporul evreu și Dumnezeu îi vorbea lui Moise și Moise vorbea poporului. Știu că la un moment dat au vrut și alții, s-au răsculat împotriva lui Moise și Domnul s-a supărat și i-a pedepsit și tot prin Moise Dumnezeu a vorbit. Deci există și această tipologie pe care o abordează bisericile pentecostale și pare mi se și bisericile baptiste. Ce aș mai vrea să spun aici este că fratele Andrei Croitoru scoate lucrurile din context
și le interpretează după buna lui plăcere. Ca de exemplu, contextul meu, dacă vă uitați în materialul care l-am prezentat, este Dumnezeu dă viziunea păstorului. Și dacă cineva are o altă părere în contextul viziunii, am zis, sau dacă păstorul greșește, atunci te duci și îi spui o dată, de două ori, de trei ori și după aia e problema lui. Dar nu m-a referit la păcat, am zis, dacă greșește și contextul meu a fost viziunea. Imediat după ce am spus despre viziune, am zis dacă greșește, nu dacă păcătuiește. A greși este normal și toți oamenii greșesc, dar a păcătui este altceva. Eu nu am vrut să spun că păstorul poate să trăiască în păcat și păstorul poate să trăiască cu femei și păstorul poate să fure banii bisericii, dar el dă această interpretare ca să facă popularitate, ca să facă view-uri, pentru că nu este interesat de binele materialului pe care l-am transmis, ci este interesat de vizualizări. Și atunci scopul lui este să scoată lucrurile din context și să le dea o altă interpretare. Dragii mei, dacă un păstor trăiește în păcat, el trebuie să stea în bancă și să se supună la conducerea bisericii, la comitetul bisericii și la adunarea generală, dacă păcătuiește, și biserica să hotărească dacă îi mai dă o șansă sau nu la păcatele de imoralitate. Dar nu m-am referit, ci m-am referit acolo, în aspectul pe care eu l-am menționat în materialul trecut, la viziune. Că sunt păstori care au o viziune mai strictă, da, cu privire la disciplinarea oamenilor, pentru că din materialul pe care Alin l-a pus, Alin Jivan, am înțeles, din ce a spus dumnealui acolo, că fratele păstor Ianovici ar fi fost mai tolerant cu disciplinarea anumitor persoane. Dar sunt păstori care sunt mai stricți, dacă unul s-a certat cu nevastă să nu-l mai lasă să ia 3 luni cina, și alți păstori care zice, domnule, dar pentru o ceartă cereți-vă iertare și împăcați-vă. Și atunci, dacă unul din biserică zice, trebuie să fim mai stricți într-un aspect și altul zice, nu așa și așa, în final, răspunderea îi aparține păstorului. El va da socoteală, el este pus de Dumnezeu și el răspunde. Deci contextul meu în tot materialul a fost viziunea Dumnezeu a dat-o păstorului. M-a referit la viziunea locală și la responsabilitatea și la faptul că el trebuie să aibă ultimul cuvânt. Acum, cum ar fi într-o biserică, cum zic unii, că toți trebuie să aibă viziune? Păi acolo ar fi 1000 de viziuni și 1000 de variante și lucrurile n-ar merge nici într-o direcție. De aceea, un păstor care are pregătire și are chemare de la Dumnezeu și credincios și stă împărtășit cu Dumnezeu, Dumnezeu îi descoperă cum să conducă lucrurile, cum să le facă. Și eu m-am referit doar la conducere și nu la păcatele de imoralitate. Și și acolo, dacă păstorul are o lumină, da, să-i dea unei persoane mai mult har, nu să acopere păcatul, nu să tolereze, să-i dea mai mult har, atunci el va răspunde înaintea lui Dumnezeu. Dar fratele nostru Andrei scoate din context și zice că unii păstori sunt pedofili, că unii păstori sunt homosexuali, că unii păstori nu știu ce, și el transformă ceea ce eu am zis ca să-și facă vizualizări și ca să arate cât de neprihănit este dumnealui. Domnul să-l ajute să fie cu adevărat așa cum pretinde. Amin. În final, dragii mei, aș vrea să-i fac câteva recomandări fratelui nostru, Adrian Croitoru. Prima recomandare, dragul meu, este să nu mai tai bucățele din materiale video și să scoți lucrurile din context și să le reinterpretezi doar de dragul de a face vizualizări. Faptul că vrei să faci vizualizări e un lucru bun, e un lucru folositor, dar nu scoate lucrurile din context, pentru că în felul acesta tu deformezi adevărul și tu pretinzi că ești un om al reformei care vrei să prezinți adevărul. O a doua recomandare, dragul meu, Andrei, eu ți le spun în dragoste și frumos, este să cauți să respecti diferențele de la o biserică la alta. Mi-au spus mai mulți frați penticostali și am văzut și eu că ai materiale în care faci aluzie la botezul cu Duhul Sfânt,
ca și cum ar fi o închipuire și ca și cum ar fi un lucru greșit în care penticostalii cad într-un fel de hipnoză și de spălare pe creier când sunt botezați cu Duhul Sfânt. Dragul meu, Biserica Penticostală este cea mai mare biserică evanghelică din România și din respect pentru oamenii ăia n-ar trebui să apelez la convingerile lor puternice și să le ridiculizezi. Dacă tu, care ești creștin după Evanghelie sau nici nu mai știu ce ești exact, pentru că unii mi-au zis că ești baptist, că ești creștin după Evanghelie, m-am și interesat puțin, dacă tu crezi altfel, respectă diferențele. Cum ar fi eu, care sunt penticostal și cred în botezul cu Duhul Sfânt, să mă duc la un baptist convins și să încerc să îl forțez să creadă în botezul cu Duhul Sfânt? Nu se poate. Pot să-i propun, pot să-i spun, dar este alegerea lui și nu trebuie să ridiculizez diferențele. Biblia zice, în lucrurile în care suntem în comun să merem înainte, iar în celelalte să le lăsăm deoparte. Învață să respecti diferențele și să respecti penticostalii, pentru că dacă botezul cu Duhul Sfânt ar fi o închipuire, atunci în Biserica Penticostală în sine este o închipuire, pentru că Biserica Penticostală s-a născut în urma unei seri de botez cu Duhul Sfânt în anul 1906 în Azusa, Los Angeles, când a avut loc trezirea penticostală. O altă recomandare, dragul meu, pe care ți-o dau, este dacă vrei să faci vizualizări, e foarte bine, dar fă vizualizări prin a construi ceva, prin a munci ceva. Eu observ la tine că cele mai multe vizualizări le faci prin a critica munca altora, prin a critica păstorii, prin a critica predicatorii, prin a critica pe unul și pe altul. Și eu cred că tu, dacă vrei să fii un om care aduci binecuvântare, trebuie să pui mâna la muncă și să creezi ceva frumos și constructiv și în felul acesta să faci vizualizări. Doar să critici, asta spune multe despre tine. Eu nu cred că Dumnezeu vrea să stăm doar și să criticăm pe alții. Nu este darul acesta de criticator, să-i spunem așa, nicăieri în lista darurilor din cuvântul lui Dumnezeu. Și o ultimă recomandare, dragul meu, îți recomand să te faci păstor. Pentru că știu că nu ești păstor, slujești într-o biserică mică la țară și critici foarte mult păstorii. Și atunci, ca să poți să înțelegi mai bine ce înseamnă slujba asta, eu îți recomand, mai ales că se vede că ești citit, se vede că ai o pregătire teologică, să te faci păstor. Și când te vei face păstor, te vei lovi de probleme pe care încă nu le-ai întâlnit și pe care încă nu le înțelegi și atunci vei avea un filtru și mai bun și mai mare și vei face lucrări și mai frumoase. Dumnezeu să te binecuvânteze și Dumnezeu să-ți dea mult har în continuare. Amin.